după cum foarte multe persoane au văzut în secvențele pe care le postăm noi pe pagina noastră de Instagram, noi, în special eu, sunt un fost sportiv de performanță. Salut, Șoșo! Și băieții mei azi vor face cunoștință cu unul dintre antrenamentele pe care le vom face pe parcursul acestei luni, ce constă în finalul preparării fizice. Toată faza asta, care va dura o lună, tot tipul ăsta de antrenament, tot programul ăsta, este focusat mai mult pe partea concentrică a antrenamentului, adică pe contracțiile musculare. Spre exemplu, la antrenamentul de azi vom avea un total body push, da? Care se focusează pe partea concentrică, adică pe contracțiile musculare. Și se va face într-un tempo de 1-1-5, adică înseamnă că urci în 5 secunde, contracție, ai pauză sus o secundă, cobori într-o secundă. Urci 5 secunde, ai pauză sus, cobori într-o secundă. Ăsta este antrenamentul concentrat pe care o să-l facem. Și am să vă las efectiv un antrenament al nostru cap-coadă, astfel încât să vedeți cum începe parcursul și cum se termină. Tu vii cu telefonul în mână, bă, că ești antreprenor. Ești business, ai got business. Hai. Ce pedepse? Păi cine și-a furit pe pedepse? În cazul care nu știi și nu sunt familiarizați, pedepsele sunt pentru cei care încalcă regulamentul stabilit de noi de comun acord în sala noastră. Toți, mai puțin eu, pentru că sunt cea mai disciplinat din sala asta, au pedepse mai puțin... Credeam drumul la brațele astea. Șoșo, am să las oamenii să spună dacă faci genoflexiuni corecte. Ce? Cât ai de făcut? Și cât ai? 10? Avem așa, 50 de repetări, 50 de bench press-uri, toate făcut la tempo-ul pe care l-am explicat la începutul videoclipului. Și anume 1-1-5, 50 de repetări. De fiecare dată când simțiți să luați pauză, aveți pauză un minut, dar pauza arată în felul următor. Se bagă mâinile. Stretching pentru piept. Asta e pauza, un minut. După ce a trecut un minut, lăsăm banda jos, luăm bara și începem iară. De menționat faptul că pentru acest exercițiu se vor folosi greutățile cu care poți să faci maxim 12 repetări, da? So, this shit crazy. So what's our DJ Khaled say, another one? Hey, I see BA, so I'm not even talking. You want my ETA, I ain't left just yet, I'm stalling. Still gonna come through, shake that back, still gonna eat me up like Marlins. I'm sorry, Raulinho. Câte am, Kitty? Nu știu, mai mult. 6. Mai mult de peste 10 lei. Și acum dă șocul? Nu. Ia, eu dau cu 20, că sunt. Eu dau cu 100 de pile, mă, 50 de repetări, că sunt tare. Dar o poate de mult avem? Da. Și tu te-ai consumat și mai 44. Și nu mai ai voie la pauză? Ba da, ba da, de fiecare te ții pauză. A murit? Out. Raul, hai că deja se întunecă. La cât ai ești? A început. La jumate. Vedem progresiv. Hai că facem antrenament de 6 ore, bă, băieți. Acum sunt 30. Da, te rog. Ce, s-a întâmplat ceva? Păsa distanța. Sigur. Salut. Cum te simți?
Acum avem aceeași lucru de făcut. Avem extensii la triceps, tot în aceeași, în același ritm. 5 secunde urci, într-o secundă cobori, iar 5 secunde urci, iar la 50 de repetări, iar la stretching cu banda de tensiune, stăm aici. În tensiune acum un minut, ai lăsat-o jos, ai luat pantele, ai început iară, da? E antrenament de duminică ăsta. Foarte. De cât timp suntem în sală? 2 ore. La al câtelea exercițiu suntem? Al doilea. Și mă, uite așa la și măcar nu l-ai terminat complet. Corect. Pe al doilea. Mai am încă 10 repetări. 10. Una. Aaaa! Aaaa, 50! Pentru că avem un total body, acum începem să-i degăm picioarele și avem thrustere. Doar de demonstrații, da? Pentru că dacă luăm mai mult de kilograme, se moare. Avem felul următor. La fel, 50 de repetări cu tempul 1-1-5, adică cuburăm aici și 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Și tot așa, 50 de repetări. La pauză avem o formă puțin mai delicată, și anume asta, care în special targetează, se focusează pe deltoidul lateral, pentru că lateralul și frontalul lucrează cel mai mult la exercițiul ăsta. Deci deltoidul frontal și lateral sunt foarte epuizate în poziția asta. Avem pauză un minut aici, după care luăm de la capăt. Antrenament de duminică ăsta. One onto me, I'm bro, so we might as well tag team it. Respectfully pass then leave it. Give me the bread, I'm fiending. I'm on a low low though, like YOLO, bro, I don't know for them. I think I'll treat you right, huh? That's not cut off your ex. I need 10 million. 4 ture de bulevard. 5 ture. 1, 2, 3, 4, 5. Could have been like me, but you just didn't make the cut. Bitch, eye contact make them girl nervous. Bro in the tea ain't got no service. Bro in the stolen still ain't learning. Better than who, better than what. 1 year ago I felt worthless. Can't make this up. Vibe is